Suntem pe strada Demo, între Rășcanii, Chișinăului și Ciocana. Observăm o soluție smart pe prima bandă, ca să nu ajungă frunzele pe grătar și să-l astupe și să inunde apa de ploaie strada. S-au gândit pur și simplu să ridice grătarul, exact așa am observat și pe strada Florilor, tot aici la Rășcani. La fel de periculos, mai ales pentru noi, bicicliștii, trotinetistele, care mergem pe prima bandă lipiți de bordură. Și pentru că aici nu e lumină stradală deloc, riscăm să cădem în gropile astea, capcane special făcute de primărie, împotriva noastră a utilizatorilor de transport alternativ nepoluant. Mă înțenim și bada prostul. Poartă ce e scoase gratele ca să intre apa. Dar pe partea asta sunt furate probabil gratele. Ca să supraviețuiască cineva, le-au dus la metal uzat. Și poliția nu se duce să verifice la metal uzat ce fel de metal uzat se aduce. Și iată, gratii nu sunt aici, tot pe strada Dimo. Și mare pericol public. Gratii lipsă chiar lângă stația de transport public. Care e probabilitatea să cadă aici chiar și un pieton, nu doar bicicliști, da, autobuzul sau o mașină să intre în groapa asta? E posibil? E real? Oare ce impact ar avea? Oare și ce bani? Credeam că și aici au fost furate gratile, dar văd că ele scoase de autorități, au fost lovite probabil de o mașină sau de vreun biciclist disperat și au ajuns la fundul gropii. Oricum acolo e locul gratilor, restaurat, pentru că ele sunt de-a lungul drumului și sunt periculoase pentru bicicliști. Trebuie urgent înlocuite cu altele, ca acelea, perpendiculare pe circulație, pe direcția de circulație. Și urgent trebuie acoperite gropile astea, pentru că sunt mortale. Groapă în calea bicicliștilor. De data asta e semnalizată cu o creangă. Mă înțămăși și bada prostă. Strada Dimo, pe lângă spitalul 3. Alte grate de-a lungul drumului. Măcar nu sunt de cele foarte rare în care se nimerească roata mea de bicicletă, dar o trotinetă sau o biclă de aceea cu roata îngustă, cursieră, intră acolo. Iată, aici e periculos, în mijlocul drumului, în intersecție. Aceste gratii sunt bune. Aici 3 nu sunt bune, 2 sunt bune. În stație toate gratele sunt proaste. Sunt periculoase pentru bicicliști și bicicliste. Aici sunt gratii scoase. Și nu scoase de mult, acum recent, că nu le-am observat până acum. Și pedalez adesea pe drumul ăsta. I-am certat că nu-i de vină. Ce bani-i vinovat. Toate gratele sunt bune, dar sunt denivelate și e mare pericol de dezechilibrare a bicicliștilor. Acolo sub mașină toate gratele sunt rele. Sunt de-a lungul drumului, ca și astea din față. Periculoase. Este drum tot așa, gratii periculoase. Trebuie scoase, topite și înlocuite. Aici jumate sunt bune, jumate nu. Cineva a vărsat în mod ilegal ulei
produse petroliere în groapa aceea. Vă dați seama că uleiul acela a ajuns în bâc sau în sol până acolo. Poluează apele de suprafață. Cam așa e strada Dimo până la Rousseau. Am observat gratii scoase și pe Florilor. Acolo tot e periculos pentru că nu este luminat stradal. Sau e prea puțin. Aceeași metodă ilegală, periculoasă și deloc demnă pentru un smart city. Strada Tudor Vladimirescu, pe lângă Ceturi, Fenosa, Halal și Rușine, scoți gratile în loc să ai grijă să le cureți de gunoaie. Și aici gratii periculoase pentru bicicliști, denivelări din cauza asfaltului topit. Cred că drumul ăsta nu a fost reparat de 100 de ani. Sau dacă au fost reparat, erau cu gândul doar la mașini. Bicicliști, nu ne pasă. Pietoni, cu atât mai mult. Trotuarul sovietic e îngropat sub glod sau nici n-a existat vreodată. Ambrozii pe marginea drumului. Smart city, a? Bine că e zona industrială și nu prea sunt pietoni pe aici, dar gara de nord e deschisă aici. O grămadă de prăvălii, magazine. Deci e posibil să vină oameni încoace, nu? E timpul să facem infrastructură pe pietonală și biciclistică. Iată un pieton care merge pe cărărușă ca la țară. Bun așa? Și aici șoferii nu prea lasă loc pentru bicicliști. De adevărul că nici nu prea au unde, dar n-au nici exercițiu, tradiție. Și adevărul că bicicliști sunt cam mulți, cam puțini ca să ceară respect în trafic. Poate noua guvernare o să schimbe cadrul legal. Comportamentul autorităților locale. Că dacă după alegerile locale următoare o să avem același contingent de edili, lucrurile nu o să se schimbe degrabă decât spre rău. O să degradeze. Sau o să schimbe înspre grija pentru șoferi, pentru mașini și nici de cum pentru pietoni, bicicliști, transportul alternativ nepoluant. Aici se îngustează atât de tare drumul și gratile astea sunt atât de periculoase încât e groaza să mergi pe aici, pe jos sau pe bicicletă.
S-a îndurat unul și mi-a făcut loc. Troleu nu prea are unde să se mute, că e mare. Așa că l-o folesc. Prin lanul de ambrozie. Prin hârtoape. Ambuteiaj ca în fiecare zi de lucru. La Cetul. La gara de nord. Cam asta e situația. Pentru că oamenii se ambiționează să iasă din casă cu mașina personală. N-au încredere în transportul public, cu atât mai mult n-au chef să pedaleze sau să meargă cu trotineta. Și uite așa, exact jumătate de zi, jumătate de viață în ambuteiajă. Deci salvarea oamenilor buni e în transportul alternativ. Reparată partea asta de carosabil, făcută bandă dedicată pentru transportul public și biciclete și încurajați oamenii să iasă din casă pe două roți, mai ales că acum sunt soluții tehnice minunate cu motoare electrice. Nici dealurile din Chișinău nu te sperie. Îndrăzniți. Nu-i poliție aici, e mai stresantă schimbarea benzilor. Dar acum șoferii conduc mai atent, mai încet, mai puțin nervos. Calea Moșelor și calea Basarabiei. Podul ăsta nu a fost reparat de 100 de ani, total accidentat trotuarul. Săracii oameni se chinui să meargă pe acolo. Nu mai zic ce chin au persoanele cu nevoi speciale, cu scaun rulant sau cărucior de copii. Aici e îngust, periculos, accidentat. Și nici n-am auzit proiecte de reabilitare a podului ăsta sau de construire altuia alternativ. Aici e limitat accesul transportului la bordură, nu pentru bicicliști, dar pentru că se prăbușește podul. Și iată e loc bun de adunat gunoiul. Evacuarea o să fac în cincinalul următor. Până atunci luăm flăcuintul și îl ducem în oraș. Dar orașul e aici, e centru. Consulatul României. Printre grămejoarele de trac, nisip, gunoi, chiștoace. Poluare urbană. Și vegetație peste prima bandă pe unde merg bicicliști.
Ce ne pasă nouă de bicicliști? Nu-i așa? Aici o curs de beton necontrolat, din betoniere prea pline, și nimeni nu a încercat să-l îndepărteze și să oprească fenomenul ăsta distrugător de drumuri. Pentru că nu i-a afectat primarul, nu s-a afectat boierii cu mașini, de bicicliști puțin le pasă. Dar de nivelările astea periculoase, mai ales pentru trotinetiști, mai ales cu motori electric care au viteză mai mare. Uite ce groapă în fața trecerii de pietoni. Câți ani o să supraviețuiască aici? Groapă. Hai, mersi. Super începător, dar amabil cu bicicliști. Chiar dacă el avea prioritate, că vinea din dreapta. Din câte înțeleg, acolo părea drum principal.